Aranjați-vă un pic, aranjați-vă tricourile. Deși aș fi pus un papion astăzi că e zi de sărbătoare, dar mă rog, uitați-vă, fiți atenți, că am o surpriză pentru voi, băieți, dar și pentru domnii cei care se uită acum la noi și pentru doamne, de ce nu? O prezentare de modă semnată de nimeni altul decât Cătălin Botezatu! Bine ați venit, domnul Botezatu! Regăsit! E o plăcere să fiu în studio ăsta și mai ales cu așa divă. Ne-am uitat și noi pe Instagram. Asta am zis. Ce se întâmplă pe Instagram-ul tău de vreme? Ce se întâmplă? E măcel. Așa e, femeia după 40. Femeia scrie acolo. Cătălin, dragul meu, așa e după 40. Știi cum e, că intră în middle life crisis. Dar nu mai... Se uită oamenii în trafic, pe telefon, fac accidente. Cătălin, ce faci? Ce să fac pe drumuri? Pe final de an. Pe final de an, Dubai, New York. Dar cu treabă, să nu credeți că mă distrez. Asta am întrebat pe Cătălin, zic, băi, Cătălin, tu trăiești viața pe care noi am vrea tot și sperăm toată viața asta să ajungem să o trăim. Și Cătălin zice, păi nu, că eu muncesc, că dacă mă vedeai la Dubai cum deschideam magazin, că da, făceam chestii. Asta făceam, da. Dar asta e, pe Instagram nu poți să pui chestiile astea. Cătălin, care au fost cele mai frumoase momente din anul ăsta, din 2023? Au fost foarte multe, pentru că am avut foarte multe realizări, atât în țară cât și peste hotare. Și când spun asta, fac referire la prezentările de la Paris, Fashion Week de două ori pe an, Milano, New York Fashion Week, Athena Fashion Week, niște locații splendide, dar și brandul pe care îl reprezint și cu care am venit astăzi, în dimineața asta, cu cele mai noi creații pentru ținute de Revelion, de Evening Dress, a făcut una bela figura peste ocean. Am deschis un showroom la Los Angeles, la Londra, bineînțeles, iar cu cel de la Los Angeles am îmbrăcat peste 300 de vedete internaționale. Știți asta că am mai spus. O știm. Și așa continuăm, e. Dacă vă uitați pe Instagram-ul acestui brand, o să vedeți niște actori și actrițe extraordinar de mari. E incredibil că sună tot a muncă și eu tot aștept să-mi zică partea de distracție. Ce faci de Revelion? Zi-mi câte rog eu că te distrezi. De Revelion plec la Miami. Așa, bună, deja sună bine. Deci ajung repede la Miami. O să fac într-un loc unde am mai făcut Revelionul la Faina, un loc superb. Am făcut în Argentina acum vreo 5 ani, tot la Faena și pentru că în Miami, asta e un loc iconic. Da, mă, Miami, frate, da, mă, am acolo fost la Faena un... asta, e frumos. Ai văzut mamutul îmbrăcat în aur, e, da, un mamut real, da. Dat cu aur așa pe el, săracul. Și încep 2024 în forță? Da, la Tulum, 16 zile. Îl plângeați că nu se distrează. Acolo e distracție, zi. Acolo, da, acolo e distracție. Asta e, asta așteptam. 16 zile, oricum, știi cum e, la români până bobotează Sfântul Ion, până să dezmeticesc oamenii, nu se întâmplă nimic. Și decât să pierd timpul pe aici, mai bine vreau să mă urc la acolo. Cătălin pe Instagram și să crap de invidie asta. Nu, uite-te, uite-te, da. Stați un pic, da. Imediat m-au sunat domnii și au spus că așteaptă prezentarea acum. Putem să începem prezentarea. Okay, nu, dar știți că eu dau cuvântul acum. Cum am sunat gata. Domnilor? Gata, acestea fiind spuse, haide să vedem împreună prezentarea de modă cu ținute special pentru o seară de Revelion. O seară specială, bineînțeles. Create de Cătălin Botezat. Și brandul pe care reprezintă. Și brandul pe care reprezintă. Să începem prezentarea. Hai să vedem prima ținută. Wow, am crezut că am intrat eu, nu văd nicio diferență. Stai liniștit, Bogdane. Bună seara! Bună seara! Nu i-am salut! Bună Hai ziua! Să bună dimineața! Bună ziua! Da, deci, mi-am pierdut se deja! De dar purul catifeaua va rămâne la modă, catifea de mătase, asociată în mod fericit cu pantaloni din lână, pantofi, pot fi și de lac și, bineînțeles, celebrul papion. Exact. Aici avem varianta cu papion și cămașă albă, pentru că poate fi și o cămașă de culoare închisă. Cămașa are un nasture tip fantezii, tip bijuterie. Perfect, mergem mai departe, să intre următorul model. Tot catifea, data aceasta un mov închis, mov prună, foarte frumos, foarte la modă. Noi, poate sunt culori îndrăznețe pentru cei care ne privesc, dar noi am educat acest brand care a apărut long time ago, a educat publicul astfel încât bărbații din România acum se îmbracă în culori foarte tari. Mi se pare foarte, adică mi se pare îndrăzneț, într-adevăr, dar foarte purtabil și am... Totul este purtabil, să știi că toți clienții noștri și din România și nu numai, ți-am spus și acele vedete mari, sunt îmbrăcate așa. Perfect. Da, este foarte, e foarte tare mov-ul ăsta. Următorul model. Albastru. Uite, asta e o culoare care îmi place foarte mult. Da. Da. E un albastru petrol, așa? Petrol, un petrol, la fel, aceeași propunere.
Repet, catifeaua rămâne în trend, chiar dacă mulți dintre voi o să spună, dom'le, dar se poartă catifea ca și la femei. Da. De atâția ani, da, se va purta în continuare și pentru anul care vine, 2024. Uite ce papion special. Eu le spun papioanele fleșcăite, că sunt așa căzute, plângăcioase. Pare așa un dar nu mai sunt alea, știi, bățoase, mici, meschine. Pare mai relaxat. Da, dacă mă întreb. Chiar este mai relaxat. Cătălin, ai vedea pe băieții noștri îmbrăcați așa? Da. Ai vedea, nu? Da, și pe Bogdan și pe Șurubel. I-am văzut la un eveniment și erau îmbrăcați așa mai pe culeanu, parcă, nu? Da, încercăm și noi, dar foarte, încearcă, ne iese foarte rar. Dar de ce mă, sunt slab, sunt frumos, sunt tineri? De tot așa răzneai eu mă ofer să... A venit următorul model între timp, tot cu papion relaxat. Tot cu papion fleșcăit. Și uite pantofii din lac. Pantofi da. Din lac, dar varianta în care putem pune un pantof din lac. Pantalon este ușor... Ce model de pantalon este? Conic în partea de da? Jos. Nu se poartă foarte mult pantalon larg acum, în partea de, dar nu la o ținută de ceremonie, asta clar. Nu. Deci nu la ceremonie, nu purtăm, adică bărbații nu poartă pantalonii larg. Eu i-am acum, dar am făcut un mix, știi, la noi, să da. Poate orice. O să ne critice colegul nostru. No. Nu, că Neculai a zis că trebuie să știi cine ești și pe unii oameni merge orice, exact. Pentru că știu ce să poartă. Bine spune, Nicolae. Vă urmăresc. Mai vrei un model? Da, da, mai vreau. Albastru electric. E foarte tare albastru ăsta. Da, este o culoare puternică, cum ziceai mai devreme. Royal. Da. Un albastru royal, o culoare cu care te poți impune, cu care nu treci neobservat. Ceea ce este important la această catifea și la aceste sacuri, că este strunșe și funează. Le poți pune în geamantan, ajuns cele la Miami și nu s-au șifonat. Da, știi ce e bine cu culoarea asta, Cătălin? Că te vede soția. Dacă ești departe mulțime undeva la o petrecere, știi, te referează. Oricum, dacă se șifonează, știți cum îl poți refișa imediat, nu? Nu. Îl pui pe umeraș și l-ai băgat în timp ce îți faci duș în baie, la abur și s-a refișat. S-a călcat singur, da. Ce frumos. Mergem mai departe? Da, mergem mai departe. Ia să vedem. Acum deja am devenit parcă mai elegant. Asta este noua colecție pentru 2024 pe care noi o lansăm. Un brocard foarte interesant, accesorii cu clapetele de la buzunar și reveluri din catifea. Știți că este un brocard foarte scump. Sună scump oricum. Arată scump. Din niște fire speciale, dar pentru piața noastră noi l-am făcut în așa fel încât să fie accesibil. Pentru că nu ne bucurăm să jegmănim oamenii, ci să îi facem fericiți. Asta este colecția, unul din costumele din colecția 2024. Bun, mergem mai departe. Iată mătase cu lână. Deci acest sacou cred că nu cântărește mai puțin de câteva sute de gramă. Da? Da, are un touch extraordinar. Îmi pare rău că este un piept de coc, ton sur ton. Pentru o seară de... Aș fi vrut să-ți văd touch-ul, dar nu... Te rog acum să atingă, dar putem să atingem noi. Fii tu vocea sacoului. Dacă îmi dai voie, mister. Este... E foarte fin, e ceva... Și într-adevăr, mulțumesc, eu aici voiam să ajung. Ia stai. Bogdan? Da, păi nu-ți lua ție papagalul, nu prindea și sacou. Ia să vezi cum te întorci tu sus aici. Ia stai, sunt curios dacă e așa ușor, cum ai zis. Stai un pic doar să-l țin. Se super simte. Mă ajuți? Voilà. Mă ajuți, stai așa. Vrei să intru de acolo și să defilezi? Stai. Ia uite-l, mă. Băi, în loc să-ți faci intrarea. Scuze. Da. Ziceți. Să intre următorul model. Dar câtă atitudine. Uite, Cătălin, ce avem aici? Închidem acela sacou pe alt manechin. Pe alt manechin, dar cu mai multă atitudine, parcă. Altceva, da. Cu mai multă prezență. Vedeți, nu e vorba doar despre haine, observați? Cu mai multă carismă. Ia uite. Frumos. Hello and welcome. Vezi că vorbește românește. Vorbește românește, la fel, catifea neagră. Pantof de lac. Da. Este, vă am spus, poate pentru multă lume, este modelul pe care îl cer toți designerii mari la ora actuală în exterior. Agențiile asta caută.
Noi suntem mândri că avem modele care au făcut într-un singur an atâtea prezentări. Iată-l la voi în studio. Ce, ne mândrim cu lucrul ăsta? Practic este, este cel mai bun model nominalizat pentru, la o revistă celebră de aici din România. E, mai există unul mai bun, e acasă la mine. Mergem mai departe. Da, știm. Și a avut și el niște oferte tari, știu, în ultima perioadă. Da. O altă propunere, un brocard, un jacquard cu un imprimeu destul de elegant. Chiar dacă nu e atât de discret, e ușor mai ostentativ datorită acelor bulinuțe mici, el este foarte, foarte elegant. Pentru că îl asociez cu pantalonul, celebrul pantalon negru, cu cămașa albă și cu papionul aferent. Gulerul Spitz, napoletan, pe care napoletanii l-au inventat. Toate sacoule nu au... Da, următorul simte model, nevoia. Scuze-ne, Cătălin, tot pe aceeași catifea. Tot da. Internațional, asta voiam să zic. Dacă n-ai pune mâna în șold, ar fi foarte bine. Nu, doar nu trebuie, la rever, poți să faci o chestie asta la rever, mână în buzunar, doar cu un deget afară, cu dar deget ești ok, afară. Ești foarte bine. Uite, asta nu învățasem până acum, o lecție știi că, de modeling. Știi că poți să porți un costum, de un sacou de catifea cu guler șpiț asociat chiar cu jeans. Ia tu un loc aici, stai acolo, stai bine. Cine-i papagalul acum? Hai să vedem următorul model. Hai să vedem următorul model, da. El e puțin mai are emoții. A fost la voi la o emisiune celebră. Nu le cunoașteți? A fost la noi la o emisiune. Da. Dacă nu, ne vedem. Bună dimineața, bine ai venit. Ce material ai folosit aici? Deci este un cașmir, este tot așa un material special, dar pus pe sistemul unui sacou de seară, un evening dress, un smoking. Cu celebre revere care îți plac ție, din mătase, all black, all iată black. Ce se poartă, spuneam, schimbăm cămașa, dar arătăm impecabil, tot la un sacou tip tuxedo, un smoking, revere de mătase, nu avem, atenție, la niciun sacou pe care l-ați văzut acum, nu avem un meraj, totul, nu mai există acea perniță. Perfect. Totul urmărește linia corpului. Ei, iată, dintr-o dată. Colecția 2024, materialul este extrem de expensiv, făcut așa tip halat, cu petrecere tip halat, cu accesorizare din catifea și fireturi. Este foarte mulțumim. Frumos. Mulțumim. Hai să are mergem mai departe, că mai sunt modele de văzut și suntem curioși. Ia uite. Broderii manuale cu fire din aur. Ce frumos arată asta. Da, astea sunt chiar foarte, foarte lucrate, foarte sofisticate pentru oameni care vor să nu treacă neobservați. Da. Pentru cei mai îndrăzneți, așa. Dar sunt cu asta să știți că am luat piața americană. Brocard, așa cum vă spuneam, în continuare brocarduri. Aici avem un guler șal pentru că pe lângă celebrele gulere șpiț, se poartă în continuare și gulerul șal la un smoking, la fel tot din cu același revel din mătase. Mergem mai departe. Un alt, un alt model. Sau broderie. Nu știu, zi-mi. O altă broderie. Broderie aici. Tot fire. Să știți că broderia, la o astfel de broderie se lucrează 3 săptămâni și lucrează aproximativ 15-20 de oameni. Wow! E cusut de mână tot? Totul manual. Da? Totul manual. Superb. Asta e important. Uite ce eu mă asortez așa cu acest... Ia uite. Ți-a făcut semn, te rog frumos. Vedeți că nu, că eu n-am făcut modeling, dar stați un pic să venim așa. Bună dimineața. Vezi că e maritată. Da, sunt, dar nu contează, că acum prezentăm modă. Poți să faci piruete dacă... Cine să facă, eu sau el? Nu, el să te invite la piruete, exact. Da, mulțumim tare, la mult, fel și mulțumim. La acest sacou, da, frumos. Și la acest sacou avem aplicații manuale din pietre și broderii. Este același tip de sacou din materialul pe care l-ați văzut mai devreme, da. Din mătase... Cel ușor, 300 de grame, da. Mătase, cum ai zis? Mătase cu mohair. Cu mohair. Foarte frumos. Este foarte ușor. Da. Hai să mergem mai departe, să vedem ce avem aici. Explică-ne, Cătălin. Un sacou din lână, irizațiile acelea foarte fine, sunt foarte elegante, la fel sunt ton. Sper că se văd la televizor, cum le vedem și noi de aici. Da, nu știu dacă se văd bine la televizor, cu un guler din catifea, dacă vă văd bine și eu de aici. Și următorul model? La fel, sacouri din brocard, din țesături foarte, foarte fine,
toate aceste sacouri care le vedeți pe ultima 100 de metri sunt foarte ușoare pentru că materialele sunt foarte ușoare. Ah, ce culoare interesantă. Da, v-am spus, culori mai ciudate poate pentru publicul nostru, dar asociată cu o cămașă neagră, cu un pantalon negru, pus pe all black, această culoare va sări în evidență și va face una bela figură acolo unde veți merge. Am văzut ultimul model de ținută de Revelion pentru domnul. Ne simțim foarte inspirați. Vă inspirați, v-ați edificat, ați învățat ceva? Da, practic acum nu mai avem nicio scuză. Dacă până acum aveam... Da, dacă aveți nevoie, oricum apelați la noi, pentru că vă stăm la dispoziție. Cu siguranță, mulțumim mult, băieți! Cătălin, îți mulțumim tare mult. Mulțumim și băieților! Mulțumim frumos! Și un 2024 exact cum ți-l dorești. Liniștit, atât. Să fiu sănătos și liniștit. Așa să fie. Mulțumim frumos! Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi.